Bun găsit, prieteni! Ce se întâmplă că normalul de zi cu zi este spulberat de persoane rătăcite pe tărâmul nebuniei? În episodul de astăzi, vă mai prezint niște filmări care au surprins tot felul de străini deranjanți. Un om mergea liniștit pe trotuar când a remarcat pe cineva în spate. O femeie în negru, care se ținea după el. Prima dată n-a dat mare importanță evenimentului. Pentru a vedea dacă este ceva necurat la mijloc, a mers puțin în cerc. Necunoscut a făcut același lucru. See that woman back there? I've been taking a rather circuitous route around, and she got interested in what I was up to when I turned on the camera. And unless it's a very curious coincidence, I think she's stalking me. Când a ajuns la 100.000 de abonați, Carnage, un YouTuber englez, s-a dus să exploreze un rezervor de combustibil abandonat din Motspur Park, o locație din sudul Londrei. Pentru că era dificil de ajuns în zonă, a cerut ajutorul unor localnici. Înainte de a porni, a fost avertizat că ar putea da peste un străin misterios ce purta o mască de protecție contra gazelor și își făcea veacul pe acolo. În timpul explorării au remarcat un fel de lichid roșu pe gard. Atenția lor a fost captată de niște zgomote venind dintr-o magazie. Cazul a fost făcut celebru de Chills. Am primit acest clip de la un prieten din comunitatea noastră. În iunie 2019, pe la ora 23, trei tineri care mergeau cu mașina pe drumul național 7 au văzut un bătrân dezorientat, înaintând printre mașini. Incidentul s-a petrecut undeva în județul Arad. După ce au parcat, s-au dus să vadă dacă nu avea nevoie de ajutor. Conform martorilor, era dezbrăcat, purtând doar o pătură peste. Sub ea, în mâna dreaptă, ținea strâns ceva ce semăna cu un topor. În 2017, Tina, din San Diego, a găsit în fața casei ambalajul gol al unui fertilizant chimic. Înregistrarea camerei de supraveghere arată cum, după miezul nopții, un bărbat a deschis sticla cu apă din fața ușii și a turnat o travă înăuntru. Familia a anunțat oamenii legii, dar aceștia n-au putut trimite pe nimeni să investigheze, întrucât făptașul nu furase nimic. Încercând să găsească totuși niște răspunsuri, Tina a postat clipul pe Facebook, unde a devenit viral. First I was mad, and then when people started saying he tried to poison you, this is an attempted poisoning, that's when I kind of got scared. Imediat, autoritățile au început o investigație, iar bărbatul a fost prins. În mai 2019,
Kathleen Frascarelli a primit o vizită terifiantă. Era duminică seara. Femeia a refuzat să deschidă ușa neștiind cine se afla afară. Can I help you? The second time I yelled it, he took off without lights on and then went flying up the other street. Când a urmărit înregistrarea făcută de sistemul de alarmă, a împietrit de frică. Străinul misterios purta o mască, pe care fusese întipărit un zâmbet larg. Watch how he wipes off the door handle and he's got something heavy in his pocket. Poliția a avertizat localnicii să rămână în case după căderea întunericului. So yeah, it does make me quite nervous and I'm worried about my neighbors. Just be careful and keep an eye open, really. I mean, it's important. It's a good neighborhood. I'd like it to stay that way. Vă aștept și pe pagina de Instagram, unde mai postez uneori diferite clipuri scurte. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe pagina de Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.